preacucernici părinți, profesori, paroh și invitați, distins auditoriu, iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu cel întreime, slăvit și lăudat, că iată, din acest sezon, sau în acest sezon, avem parte, iată, deja de a doua întâlnire duhovnicească. Astăzi, 6 octombrie 2019, orele 18, pentru a doua oară cu Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Nicolae Ivan, Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, titularul Catedrei de Studiul Noului Testament. Cu Părintele Profesor ne-am întâlnit și dimineața la Sfânta Liturghie, ne-am întâlnit și în urmă cu 2 ani la Sfânta Liturghie și la conferința de atunci, intitulată Biblia în Pătrom. În această seară, Părintele Profesor, care este un artizan și un pionier al dialogului dintre cult și cultură, dintre spiritualitate și intelectualitate, dintre lumea bisericească și lumea civilă sau laică, dintre cler și popor, dintre cei cu carte multă și cei cu carte mai puțin multă sau mai puțină, dintre studenți universitari, academicieni și oameni simpli. Căci Părintele Profesor participă și organizează la conferințe de acum renumite la Cluj, la Casa de Cultură a universitarilor sau a studenților, fiindcă acolo, în Agora de la Cluj, participă multă lume, studenți, laici, intelectuali, clerici, teologi și neteologi, învățați într-un domeniu sau altul. Și acolo Părintele Profesor a reușit să încetățenească sau să articuleze un dialog, cum spuneam, lumea culturală și lumea teologică, între lumea universitară și lumea academică, între lumea din biserică și lumea care este poate despre biserică, dar care încă nu a ajuns în biserică și care, datorită acestor conferințe, se pot apropia cu mai mult curaj și cu mai multă certitudine de biserică, reușind până la urmă să intre în ea și să rămână în ea. Părintele Profesor, autor a multe studii, articole, care susține și niște predici deosebite, pline de emulație spirituală și de efervescență duhovnicească, un bun tâlcuitor al Scripturilor, profesionist, competent și avizat. Căci Sfintele Scripturi nu se tălmăcesc de către oricine după lui ureche sau părere. Ci noi trebuie să ne luăm în acest sens de ajutor pe părinții bisericii, pe mari scriitori și părinții bisericești, pe mari teologi, pe mari învățați sau părinți duhovnicești și deci pe profesorii de specialitate care stăpânesc Sfânta Scriptură știind-o corect, au interpretat și autentic au tălmăcit. În această seară, Părintele Profesor, care este din nou un bun venit, un bine ați revenit și pe care îl așteptăm cu mult drag oricând în mijlocul nostru, ori de câte ori are ocazia sau posibilitatea, aflându-se în București, să ne calce pragul, fie la Sfânta Liturghie, fie, uitați așa, contextul acesta, în cadrul acesta al organizării conferințe, o set duhovnicești. Părintele Profesor spunea că în seara aceasta ne va vorbi despre creștinism, creștinismul în control. Și veți vedea că și de data aceasta, Părintele Profesor, ca autentic profesor ce este, ne va expune și ne va prezenta această temă, acest subiect, un metod în
PowerPoint, accesibil și abordabil fiecare dintre noi, așa că fiecare vom pleca de aici cu ceva. Vom înțelege și pricepe mai mult sau mai puțin. Cred, intuiesc că Părintele Profesor în această seară vrea să tragă, dincolo de expunerea propriu-zisă, vrea să tragă și niște semnale de alarmă. Și probabil se impun, se cere acest lucru. Peste două săptămâni, duminică 20 octombrie 2019, orele 19, nu 18, 19, va fi în mijlocul nostru din nou, pentru a treia oară, domnul doctor Pavel Chirin, care ne va vorbi despre integritatea anatomică și spirituală a ființei umane. Vă așteptăm și atunci să veniți într-un număr cât mai mare, căci, cu siguranță, vom avea cu toții mare folos și de data aceasta, din întâlnirea noastră, din nou, domnul doctor Pavel Chirin. Părinte profesor, aveți cuvântul, dorindu-vă în continuare să aveți parte de multă putere de muncă, de sporire, de împliniri logicești și o real succes în întreaga dumneavoastră activitate. Amin. Doamne ajută!